Salutare, bine ați venit la Pescuit cu Total Fishing, sunt Valentin Ionescu și alături de mine am un apropiat al magazinului, Mădălin Apostol. Salut! Astăzi vom discuta un pic despre pescuitul pe lacuri, la șalău, precădere pe Tâncăbeș, pentru că amândoi mergem destul de des acolo. Este un lac ce ține o densitate foarte, foarte bună de pește răpitor, este și aproape de București. Și vă vom da câteva idei, câteva hinturi despre cum ar trebui abordat o partidă în zona respectivă. Vom mai aștepta un pic să ne mai strângem, după care vom începe să stăm de vorbă. Mădăline, am văzut că ai fost recent pe acolo, am văzut și niște somni frumoși. Așa este, am fost somn, da, mai ales în această perioadă când avem oscilarea vremei de la o vreme însorită la o vreme ploioasă. Se știe că somnul devine agresiv și atacă, eu știu, peștii care sunt bulversați de schimbările astea, da, climatice, de mediu. Atunci când vine o furtună, se formează valuri și peștii probabil sunt... Da, peștele țintă e mai dezorientat, să zicem așa, și astfel e mult mai ușor de înhățat de somn. Mai sunt și teorii cum că, adică cum identificăm unde somnul se află în aceste perioade, de exemplu, direcția vântului, în ce sens trebuie să dăm. Se știe prea bine că trebuie să dăm cu vântul din față, să... Hai să facem un exercițiu un exercițiu de imaginație. Să zicem că acum plecăm spre Tâncăbeș, nu? Ajungem pe lac. Care este prima zonă pe care o pescuiești acolo și cu ce năluci? Păi prima zonă, în funcție de poziția soarelui, mă orientez să dau cu luminozitatea, cu soarele din față. Uh-huh. Și vântul contează foarte mult, cum ți-am spus, îmi place să dau cu vântul din față, vântul să-mi bată undeva la picioare. Exact, ca să se aducă peștele pradă practic spre mal și astfel și răpitorul să fie în zona respectivă. Eu unul, când ajung la Tâncăbeș, prima zonă pe care o pescuiesc este deversorul. De ce? Pentru că în 2-3 ani de pescuit acolo, cele mai mari capturi de acolo mi-au venit. Apa este mult mai oxigenată pentru că curge dintr-un lac în altul și atunci și peștii pradă, din punctul meu de vedere, și în mare parte răpitorii, îi voi găsi acolo. Am destul de mulți șalăi prinși acolo, fix pe zona aceea. Este o zonă ce e bine oxigenată, este o zonă cu structuri în apă, cu multe crengi căzute. Știu că parcă era și o barcă scufundată acolo la un moment dat, nu știu dacă a mai rămas în apă sau nu, este și un prag, atenție, pentru că este o zonă în care pierdeți multe, multe năluci. Deci aia este zona mea preferată a lacului. Așa este, eu spre deosebire de tine nu încep cu acea zonă, deoarece tind să cred că peștii acolo vor intra abia când căldura, se mai încălzește. Da, căldura va deveni, eu știu, probabil undeva, bine, temperaturile acum vor deveni undeva la 30 acum și ceva de grade. Acum tind să cred că încă nu sunt trași în... Adică n-au duc o lipsă de oxigen atât așa de mare, mare încât, da, încât să se tragă acolo. Tot... Vor intra acolo, într-adevăr, cum spui tu, de dimineață, când vor să hrănească și probabil seara, târziu. Să rămână acolo, da. Pe când temperaturile vor urca, o să stea în miezul zilei acolo, din lipsa de oxigen. Mai avem o zonă pe care eu o îndrăgesc, cred că și tu și ție îți place, este vorba de zona cu umbreluțele. Umbreluțele așa de lemn, este sub sălcii, e umbră și întotdeauna am văzut este că... Este un platou cu substrat tare acolo, da, da, și un prag undeva la 30 de metri. Nouă, da, construită, cam pe acolo e zona. Am văzut că parcă de acolo ai luat tu și somnii, dacă nu mă înșel, nu? Da. Așa am avut și eu câțiva șalăi frumoși pe zonă, deci asta ar fi cam a doua zonă de pescuit, să zicem. Încă o zonă pe care eu am îndrăgit-o a fost în jurul restaurantului. Am mai făcut câteva lanseuri și de pe terasă, am mai ciupit și de acolo cât un pic.
Hai să trecem la năluci. Ai o nălucă preferată pentru acolo sau nu știu? Da, să o luăm cu prima parte a zilei, adică de dimineață. Când folosesc eu cel puțin niște năluci puțin mai vizibile, mai... se știe, eu sunt de părere că somnul atacă acest tip de culoare galben cu portocaliu, nu știu dacă ești de acord cu mine, dar dacă te uiți pe... în online o să vezi multe da, din mulți. Galben cu portocaliu la somn este... Dar cred că totuși nu culoarea este atât de importantă pe cât vibrația gumei, pentru că așa văd este. Că năluca respectivă are o paletă foarte mare și are și niște striații foarte puternice. Adică dacă aș fi somn, m-aș băga cu siguranță și în ea, dar cred că m-aș băga și într-un verde fluo sau ceva să mă deranjeze și vizual. Bineînțeles că stilul de recuperat la somn. Eu, atunci când știu că am somn pe zonă, recuperez să mătur substratul, dar mai mult continuu, nu un dinți de fierăstrău. Deci nu ca la șalău. Somnul nu o să facă niciodată. Urcușuri și coborușuri pentru a prinde năluca. Da, să ia practic, după vibrație. Exact, și... stă pe fund ambuscat, așteaptă și clar că dacă e ceva ce provoacă o... Și este un pește cam și urmărește năluca. Spre deosebire de șalău care șalou... stă pe loc, da, exact. Dacă ai dat pe la bot, ți-a dat. Dacă nu, dacă ai trecut șanse de el, posibil să nu mai urmărească. Doar dimineața când poți folosi un astfel de wobbler. Uh-huh. A, deci dai și cu wobbler la șalău? Da, dimineața când se mai ridică, șalău se ridică și dimineața și seara și urmărește, atunci folosesc wobbler și SSR-ul de la Rapala și rattling-ul Ripping Rap-ul. Ok. Ce mai ai pe acolo? Păi, dacă avansăm puțin, când se ridică lumina, folosesc când am soare pe cer, nu în nor, la mijlocul zilei să fie nor. Când, ai o parte când de este nor, da? Okay. Am un tip de colorit și un tip de colorit când este nor. Când este nor, am întotdeauna gume închise la culoare și cu glitter. Am înțeles. Glitterul verde pentru mine e pe primul loc. Galbenul și puțin de roșu este următor. Dar dacă de exemplu să spunem că ai, nu știu, parte de o zi însorită cu apă murdară, păstrezi aceleași pattern-uri de culoare la... Să știi că am avut rezultate pe acest lac, vorbim de strict de Tâncăbești. Am avut rezultate, da, chiar când atunci era, când apa era tulbure, și probabil glitterul acesta... Da, captează cumva fiecare rază de lumină din atmosferă și o reflectă într-un mod pozitiv. Da. Când am luminozitate, pe acest tip de... Mergi cumva pe este natural. Este un alb SIDEF cu ceva albastru și glitter negru în el. Da, pare o alegere foarte, foarte reușită. Personal îndrăgesc și dar eu tipurile glitter-ul, acestea de, glitter-ul de culori. Mai puțin, deci pe soare întotdeauna nu dai cu glitter puternic. Perlă da, în acela mare. Glitter mărunt. Finuț. Da. Finuț. E, astea au fost nălucile pe care Mădălin le, tu cu le pescuiește acolo. Dimineața. În mare parte nu sunt așa de, nu țin așa mult cont de, mă rog, nu de lumină, cât de ore, știi? Adică am două, trei năluci care mi-au funcționat acolo în marea perioadă a zilei, indiferent că a fost dimineață, că a fost prânz, că a fost seară. Am înțeles. Prima nălucă cu care încep, clasicul Zander Pro, de 7 cm jumătate. Culoarea Lemon Tiger este o culoare ce... Nu știu, eu m-am îndrăgostit de ea în majoritatea locurilor unde a fost. Am pescuit-o și mi-a dat rezultate. Și eu am fost un coleg de pescuit care folosea această gumă. Exact când am prins și eu, atunci somnii, a fost o zi a somnului, ca să spunem așa.
Badami, îl știi și tu. Exact cu această năluca a luat și el doi somn, dacă nu mă înșel, la 8-9 kg, așa puțin mai mic ca ce am avut eu. Da, se pare că de rezultate. Da, este o nălucă pe care o pescuiesc inclusiv la șalău, și dar și la știu că în dimensiuni mai mari, adică pentru mine este o nălucă ce poate fi folosită fără probleme și și pe cu siguranță ce dacă gramaj armezi acolo. Armezi mai agresiv sau nu, mai... în mare parte cu 5 grame, așa, foarte da, foarte puține sunt partidele în care folosesc gramaje mai mici de 3.5. Acum deci depinde foarte... pe echilibru pe care îl faci cu ce lansetă și cu ce fir. Și firul, exact, și năluca. Ce grosimea firului ca să ai o portanță. Nu folosesc un fir wow. Personal sunt fan Ryujin. Folosesc varianta de 010, culoarea verde, că asta mai e singura culoare pe care o mai văd. Restul nu mai pot să le văd. Ce îmi place la fir este că este foarte moale și este un fir foarte rezistent. Adică am avut întâlniri și cu somni, mai avem parte și de accidente la spinning, după cum știm cu toții, mai un crab, mai un vacă se întâmplă. N-am avut nicio problemă cu firul. Când pescuiesc la deversor, folosești lider, folosești? Da, când pescuiesc mai ales în zona deversorului, pentru că vă spuneam mai devreme că e foarte multă agățătură, îmi leg și un înaintaj de fluorocarbon. Illusionul de la Fox de 0.28. Cam această grosime folosesc și eu tot, 0.28. Da, foarte... e de ajuns. Din punctul meu de vedere e de ajuns. Nici cal, nici măgar, e undeva. Să știi că am observat o diferență în capturi, adică când am ridicat puțin 0.30, 0.33 pe înaintaș, am avut mai puține capturi decât când dau cu 0.28. Ai zice că da, e nu, foarte... E o mică diferență, dar puțin, dar câteodată contează. Pescuitul la șalău e finețe în mare parte și acei câțiva milimetri poate să-ți facă diferența între evoluția nălucii și atacul peștelui. Agrafe folosești, nu? Da, agrafe micuțe, în principal de 0.0 sau 0. Snap-uri normale, nimic wow. Da. Nu pun așa mare am. Și eu sunt de părere că mobilitatea aceea din agraf poate, e ce da? Trebuie exact. Față decât dacă ai lega firul de fluorocarbon direct. Direct, exact, jig. Exact. Și eu cred la fel. Mai am perioade în care nu pun liderul, nu pun înaintașul, dar atunci aleg direct de fir. Deci când leg direct de fir, nu mai impun agrafa. Și probabil faci nodul trecând de două ori prin ochet ca să nu-ți taie, că da, să știe că ochetul acolo ori așa, ori în pietre sau în ceva se uzează ori așa, foarte da, repede. Exact, ori palomarul. Și n-am avut, adică n-am să-l avut probleme. Să-l dai de două ori prin, da, prin ochet. Da, treci prin ochet. Da, așa, da. Ok. Alte năluci pe care le-am pescuit și mi-au dat randament acolo, este vorba despre Slick Shad. O să vă întorc așa ca să vedeți. Este o nălucă un pic mai mare față de Zander Plow-ul de 7.5, are 9 cm. Tot glitter dar, albastru. Înseamnă că asta... Da. Și asta, dar la fel și varianta de Lemon Tiger. Diferența dintre ele este că are un corp mai suplu, mai subțirel și o bătaie mai măruntă. Și sunt momente în care pur și simplu băi, trebuie să-i dai cu ceva mai ușor, să-i o lași mai mult pe la boci, atunci am nevoie de ceva mai finuț. Îl armez cu un 3.5 grame, un cârlic de 3.0 și ușor pești încep să atace. Eu în ultima perioadă, din cauza acestor ploi, apa tot oscila, dacă știi. Și în ultima perioadă, o să îți dau și eu un pont așa și poate și celor care ne urmăresc acum, am avut atacuri și capturi pe lanseuri foarte lungi, departe. Și gramaj mare și pe jercuri, două jercuri. Două jercuri și pe urmă o ia de jos. Am înțeles. Și dă foarte agresiv. Și în general pe năluci închise la culoare. Bun, e bine de știut. Uite că și așa plănuiam să mai ies și eu la o deci partidă pe tâncăbești, 9 dar... grame, 8 grame, cam așa, departe și pe jercuri. Să vezi ce ciocane îți dă. Am mai avut... Trebuie să ai și o lansetă, scuze-mă puțin,
O lansetă cel puțin 2.20, 2.30, 2.40 ar fi bine ca să ai alonjă, să poți să înțep la distanța aceea. Pentru pescuitul de pe, de pe mal la Tâncăbești, lanseta mea e de 2.4. Am două variante, am varianta de, de 2.4 de pe mal și varianta de 2.1 când mergem pe lacul mare și pescuim din, din barcă. Da. Și pescu... Am văzut și acolo, am văzut, parcă ai avut niște partide anul ăsta. Am avut, da, într-adevăr, două partide... cu știuci. Am văzut, da, am văzut niște știuci mai frumoase micuți pe acolo. Ai o zonă preferată pe lacul mare unde pescuiești? Da, sunt, mă rog, acum în perioada asta s-a schimbat cu totul din experiența anilor trecuți. Peștele urcă undeva în amonte, ca să zic așa, unde intra apa în lac. Coada lacului în spate, da. Dar când am pescuit eu, până să vină pescarii de crap și au fost, da, și concursuri și așa, exact. Am dat pe mijloc unde la praguri, Gorgane, gropii, acolo. Exact. Unde da, la Gorgane, aia e și zona mea preferată. Pe zonele acelea foarte abrupte, cât exact se poate, mă rog. Ciudat e că de fiecare dată când am pescuit acolo și am insistat foarte mult pe, pe zona respectivă, șalăii pe care i-am prins, i-am prins după masă. Deci dimineața puteam să stau să râcâi câte 3-4 ore pe acolo, absolut niciun rezultat. E, după ora 2 jumătate, 3, în decursul a unei ore, aveam cel puțin 6-7 pești doar de pe, de pe zona asta și mi s-a părut foarte, foarte tare. Îmi pare rău că n-am apucat recent să mă întorc acolo și să pescuiesc zona, dar cu siguranță, după ce se mai liniștește vremea... Eu aveam de gând să fac o partidă de noapte, în timpul zilei fiind crăpare, am zis, da, că nu e poate ideea. Pe timpul nopții am avut în trecut partide noapte la somn, cu dat pe gramaje foarte ușoare, gume mari. Am mai rămas pe acolo până seara și să aude, adică eu auzi cum ploscă, exact, da, auzi cum ploscă. Aproape cârligunele stat și... Să se înhaține. E da, o idee bună, cred că o să mă bag și eu la păi, chestia da, asta. Să vedem când doar să ne permită avem vremea, că momentan ne cam păcălim cu partii de pe Dâmbovița, pe undeva pe aproape, așa, n-am cât ne permite și nouă vremea. N-am apucat pe Dâmbovița, dar poate vom face o partidă și pe Dâmbovița. Am înțeles că, fiind nesecat acum de vreo 3 ani de zile, s-a cam... E groaznic. S-a înmulțit peștele. S-a înmulțit și peștele, dar provocarea cea mai mare acum pe Dâmbovița este iarba. Deci oriunde dai, cu orice ai da, nu există lanseu cu care să nu te întorci. În trecut cu ai iarbă. Să râzi, dar aceleași condiții erau și chiar mai am de anii trecuți, acum vreo 2 ani de zile, offset-uri foarte mici. Pentru bile ceburașca de 2 grame, un gram jumate da. Și seara el se ridică sus, iese din gardeață și... mai ușor pe n-am mai pe dat seara de ceva vreme cu offset-urile acelea micuți, o să, probabil că anul ăsta, dacă să spui mai, că este iarbă, o să le, să le punem iar în funcțiune. Mai am o gumă pe care am pescuit-o foarte bine la Tâncăbești și mi-a adus capturi, dar nu acum, știm, celebrii raci, toată da, lumea aleargă după, merge, după da, ei când e la merge bătaie sau când e pe cuib și alău. Ce am pescuit a fost Reis Ciancu. Foarte bună culoarea asta și da, eu am niște șaduri același colorit și... Ce îmi place foarte mult la ele este că evoluează din ambii clești și la o viteză foarte mare foarte mică de recuperare. Au un capăt cumva, au niște mici cute, să zic așa, și da, practic da, da, la orice acțiune e înoată. Și am prins câțiva șalei foarte frumoși. Cum îi armezi? Pe jig normal? Da, sau... îi pun pe jig normal de 2x0. Nu îi pun pe stand-up-uri, pentru că acolo unde i-am pescuit eu la diversor, nu cred că ar face o diferență. Păi așa depinde de, unde îți dă, dacă le ia de jos, de dacă le ia de jos, trebuie să iei în calcul și stand-up-ul, sau poate dacă nu, un jig clasic îl faci micro, fără bavură, da, de, da, ca să-ți cadă mai ok. Ca și, nu știu, mai am un wobbler pe care îl pescuiesc pe Tâncăbești, dar nu la diversor, că... Na, da, fiind agățătură și îl bag prin zonele curate, să zic așa. Este un rattling de 7 cm, o culoare naturală, să zic așa.
Am prins doar pești mărunți, ca să spun așa. Da, o să încerc și cu, m-au sfătuit băieții să încerc și pe mărimi mai mari. De retlinguri? De obicei dau cu până în retlinguri până în 6 cm, maxim 6 cm. Bine, acum depinde și de producător, că sunt unii care la 7 cm îți oferă un retling așa și sunt alți producători care la 7 cm au un retling totuși un pic mai subțire și să zicem că ar fi mai ușor de înghețit de un cealău. O să-ți arăt când termină. Fire, văd că ai două fire acolo, da. Nu mi-ai zis nimic despre ele. Deci, firul de bază al meu este IGK-ul, acum care a revenit pe stoc în magazinul Total Fishing. Noul IGK așa arată ambalajul. Upgrade-ul, da. Da. De 25 de livre. Știu că... Mi se pare prea subțire cel de 22. Da, adevărul e că IGK-ul produce niște fire foarte, foarte subțiri, dar totuși rezistente în același timp. Și mai am încă un fir pe care am rămas fără el, am avut abia câteva partide cu el. Când a fugit marfarul, nu? Da, a fugit cu tot. Un RTB Torque. Torque. Ce? De 14 livre. 0.14. Nu, 14 livre este un... Da, 0.15. Da, 0.15, da. 14 livre. Crezu că mă trădează ochii în ochelari. Da. Ei, detaliile sunt mai puțin importante. Bun, am vorbit de gume, am vorbit de voblere. Bănuiesc că ai și tu, nu știu, un ghiozdan, o cutie, o ceva, da, în care am un ghiozdanel care nu mai este pe stoc în Total Fishing. Este vorba de un ghiozdanel de la Spro. Catcher, ăla gri. Nu știu cum, nu, negru cu... Ah, ok. Negru, okay. Care este practic decât pe un număr, așa, înțeles. Și se dă la spate. Am înțeles. Și mai am o borsetă de picior. Pe tâncă bești m-am adaptat, adică știu cu ce... Da, n-ai nevoie de foarte multe. Adică deci când mă duc pe o baltă necunoscută, am trei cutii. Da, astea de la Barracuda, dar eu nu sunt adeptul să fie ceva scump. Trei cutii de la Barracuda care sunt foarte bine împărțite. Am câte 9 compartimente, câte intră gume de 8 cm în fiecare compartiment. Deci, practic, o cutie înseamnă cam 9 năluci. 9 tipuri de năluci. Dar văd că se poate și compartimenta, așa, exact. Că bănuiesc că dacă ai gume mai micuțe, poți să le pui fără probleme. Sau 9 culori, că eu nu le țin cont de model, le pun pe culori ca să nu se amestece acestea. Și... Am trei astfel de cutii, o cutie de jiguri care deci practic nu sunt prea multe este separată. De cărat, na, avantajul nostru fiindcă depinde, am învățat lacul. Depinde, dacă avem mult de străbătut, cum dăm noi pe tâncăbești câte două ture cel puțin de lac, mai lasăm acasă, dacă nu... Ok, lansetă, ce pescuiești? Lansetă pescuiesc un Dragon Pro Guide de 2,28 m. 4.21, da, îl știu că l-ai avut și tu. L-am avut și eu pe ăla, da? Și... Doar că experiența mea a fost total diferită de a ta. Dar ăla a fost ghinionul meu. Deci acest băț se pretează, zic eu, foarte bine pentru lac. Este că ușor, băț... poți să te descurci cu el și în intrândurile acelea de stuf. Dacă, eu știu, mergem pe o baltă mai sălbatică, putem să dăm pe lângă stuf. Da, în 2.30, da. Cred eu că e te ajută ajuns. Ca să ieși și în fața stufului, să dai pe lângă. Exact. Eu, spre deosebire de tine, îmi cer scuze o secundă. Eu am ales un Fox. Este vorba de Terminator. Varianta de... Nu știu cum să vi-l arăt. Ia stați un pic să facem altfel. O să fac așa. Este vorba de varianta de 2.40 m. Da. La fel pentru lanseurile mai lungi, cu o putere de aruncare de 5,21 de grame. Este un băț ușor, este un băț senzitiv. Îmi place până și design-ul, îmi plac și drillurile cu peștii cu acest băț. E, din punctul meu de vedere, un băț super. Și mai am aceeași variantă, știi că vorbeam de pescuitul din barcă. Da. Am aceeași variantă, scuze, încă o secundă.
mai am aceeași variantă de lansetă, dar de lungime mai scurtă, de 2 și 10. Deci am ales să rămân pe gama asta. Uite, aș vrea să-ți propun și eu, sau să-ți cer o părere despre acest băț. Cred că o să fie următoarea mea achiziție. Da, te-ai orientat. Un băț de la Shimano. Facem abstract, adică... Nu, te-ai orientat bine. Nu, să punem mâna pe preț, adică ca să nu spună lumea că, domnule, ne băgați sau ne recomandați numai bețe scumpe, dar, mă rog, dacă poate este cineva care... Am câțiva prieteni care pescuiesc, nu e o problemă, pescuiesc modelul și am înțeles că au avut rezultate. Deci este un Poison Adrena de la Shimano, de 7,6 picioare și gramaje 15 grame. E de ajuns, adică pentru pescuitul pe care îl practicăm noi pe mine, pe mie îmi place foarte mult aici, la Mandrin. Dacă scade bine pe mână? Da, da. Și mânerul pare special și pare lucrat da. cu finețe. Pentru cine interesează și prețul, este 1639. Ce să zic, Mădăline, felicitări! Da. Să nu uităm de... Pe echilibru, cu o mulinetă de 2000. Cam așa dau, eu am niște mulinete, mă rog, pe lângă Twin Power-ul C3000, de bază. Da? Mai am niște mulinete Daiwa certate, model vechi, dinainte de Max Sail, care... Tânculețe, au rezistat, da, au rezistat în timp am foarte 3 bine. Am 3 la număr acum. Chiar săptămâna trecută am mai achiziționat una. Și mai era una de vânzare, dacă te sfătuiesc. Nu, nu, nu vreau să intru momentan în jocul ăsta așa. Am înțeles. Încă un lucru, să nu uitați că aveți nevoie de mincioc la Tâncăbești. Eu am ales un Warrior, varianta de 60. Este un mincioc cu plasă siliconică. Da? Plasa adâncă, deci de 60. Da, da. Coadă extensibilă, este un mincioc ușor și este la un preț redus. E în jurul a 100 și un pic de lei. Din ce mi-aduc aminte, s-ar putea să aibă și 10% reducere. Da, deci nu avem nevoie de nimic și special. Nu? Bineînțeles, da. Da, 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 da. Da. Deci raport calitate-preț e super. Bun. Am înțeles. Mădăline, ai și un prosop aici, care da, ne trebuie. Bineînțeles, asta și spuneam și data trecută. Sunt puține dățile în care plec fără prosopel. Na, ne trebuie să ne ștergem pe mâini. Prosopel finuț, ce se poate spăla foarte ușor. Bineînțeles că se poate atașa și la gaica de la curea la pantaloni. Da. Da. Din punctul meu de vedere, prosopelul e un must have. Da. Bun, Mădăline, mi-a părut bine că ne-am revăzut și că am stat de vorbă. Sper să ieșim mai des la pescuit, că în ultima perioadă nu prea ne-am mai pupat cu timpul. Chiar am stabilit azi niște detalii, dacă permite să anunț ceva legat de Tâncăbești. Pe viitor aș dori să organizez o partidă, cum făceam noi, dacă ții minte, înainte de pandemie, o ieșire din aia amicală, numai că de această dată o să am și 3 premii de pus la bătaie din partea magazinului Total Fishing. Super. În valoare de 1500 de lei. Și o să le împart astfel încât toată lumea să aibă de câștigat. Eventual, cam poate să-și acopere și taxa de participare. Am înțeles, dacă am înțeles. Asta o să fie undeva la 20 de premii. Bun. Împărțiți cam în 20 de premii, acei 1500 de lei. Rămâne să stabilim data. Data. Să vedem cum ne permite vremea. Cu siguranță vom fi acolo. Încă un lucru. Nu uitați, dacă vreți să mergeți la pescuit la Tâncăbești, să-l contactați pe Mădălin să vă dea niște vouchere de reducere la taxa de spinning, de la 60 de lei redus la 45. Gata. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Sper că v-am inspirat cu câteva năluci, câteva spaturi. Sunt Valentin Ionescu, Mădălin Apostol și vă urăm fire întinse în continuare. Salut!